toate în 12 minute, când am fost invitat sus pe scenă, mi-am adus aminte de un caz real. Undeva prin anii 70, regretatul Radu Beligan era la Ateneu în București și juca Hamlet-ul. Dacă probabil că știți scena aceea, un cal, îmi dau regatul pentru un cal. Și cineva din sală n-are ce face și spune, da, un măgar, nu vrei? Și el, fără să clipească, spune, ba da, poftim pe scenă. Sper să nu mi se întâmple și mie ceva de genul acesta. Una dintre cărțile mele preferate despre leadership este o carte intitulată 101 de orfani care au influențat lumea. Și asta și datorită faptului că am crescut fără tată, am fost părăsit de tată când am ajuns în Statele Unite ale Americii, și cartea vorbește foarte mult despre acești lideri. Și la un eveniment ca astăzi, încerc să mă gândesc oare câți dintre cei 101 de lideri autentici au fost la un curs ca și acesta. Sau au mers la o conferință de leadership. Și aici este partea foarte interesantă, că cei mai mulți dintre ei probabil că n-au citit nici cărți pe leadership, nici n-au fost la cursuri de leadership, ci l-au avut într-un oarecare măsură natural. Și cred că asta este o întrebare pe care fiecare dintre noi o avem aici în sala aceasta. Oare sunt lider sau nu? Răspunsul este, fiecare va trebui să îl descoperiți pentru voi înși vă. Cert este că putem fiecare dintre noi să ne îmbunătățim prestația noastră de lider. Fiecare dintre noi putem deveni mai buni decât am fost. Putem să avem acea parte de dezvoltare individuală. Îi cert că ADN-ul spune cuvântul. Fiecare dintre noi suntem înzestrați. Fiecare dintre noi avem abilități care merg într-o direcție sau alta. Fiecare dintre noi avem experiențe și expertize. Unul dintre factorii care m-a influențat pe mine enorm de mult este faptul că am emigrat în Statele Unite ale Americii și America, deci cei 15 ani care am petrecut acolo, m-au influențat, m-au modelat. Că am fost conștient, că n-am fost conștient. Și sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră aveți o istorie similară sau ceva similar. Personalitatea voastră cuplată cu experiența voastră. Însă aș vrea să vorbesc despre voința dumneavoastră. Cred că voința voastră este cel mai important efect pe care îl avem. O observație, și bineînțeles că nu e valabil despre oamenii de față, dar impresia mea este că oamenii care sunt cei mai atrași de subiectul leadership nu sunt lideri. Întâlnesc foarte mulți lideri părâți. Oameni care vorbesc și sunt gata să spună altora ce ar trebui să facă și sunt mirați cum de nimeni nu-i ascultă. Și este în engleză o frază, if you are walking and nobody's following you, you're just taking a walk. Dacă mergi undeva și nimeni nu te urmează, s-ar putea să nu fii lider. Așa că aș vrea să vă gândiți foarte, foarte mult la chestia asta. Unul dintre lucrurile pe care mi le-am pregătit deja au fost spuse de antei vorbitorii mei și le mulțumesc foarte mult, în special pentru prezentarea care au avut-o mult, mult mai sofisticată decât sunt eu în stare. Ce este un lider pentru mine? Pentru mine, lider înseamnă două cuvinte. Numărul unu, implementare. Get things done. Și aveți mare grijă pentru că noi ca români suntem poeți. Noi povestim. Noi ne întâlnim la o cafea, noi ne întâlnim la o țigară, mai povestim și avem acea imagine. Azi dimineață pe avion era un italian care vorbea foarte puternic și convingător, crezând că dacă avem o ședință de 3, 6, 8 ore, am rezolvat-o. Asta este motivul pentru care am studiat politologia, pentru că politicienii noștri sunt faimoși în a avea ședințe, în a avea hotărâri, în a avea dezbateri, crezând că dezbaterea rezolvă problema. Ședința, dezbaterea nu rezolvă problema. Implementarea. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun foarte important sunt rezultatele. Ce rezultate ai? Ce te califică ca și lider? Track record. Ce te califică să dai sfaturi? Ce te califică să fii ascultat? Este ce ai realizat până acum. Dacă n-ai realizat nimic până acum, indiferent de motive, indiferent de împrejurări, indiferent de scuze, îmi pare foarte rău, s-ar putea să te înșeli. Și cred că e foarte important, atât noi cât și oameni din jurul nostru, să facem această autoevaluare, dacă într-adevăr suntem lideri sau nu. De aceea, eu aș vrea să vă propun să împrumutați în dezvoltarea voastră personală de leadership câteva dintre lecțiile managementului. Ce înseamnă să fii manager? 4 lucruri și în caz că vă notați, vă rog să vi le notați. Primul lucru pe care îl face un manager
este munca de planificare, de previziune, de pregândire. Un manager își închipuie viața așa cum ea poate fi. Și interesant, cred că asta este responsabilitatea și liderului. Un lider, spunem noi, trebuie să trăiască prin credință, să vadă lucrurile. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asta este definiția oficială a credinței. Prima trăsătură de care ai nevoie este să vezi lumea așa cum ea poate fi. Toată lumea o vede așa cum este. Toată lumea e expert să spună ce nu funcționează. Sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră puteți să-mi dați o listă ce nu merge în familie, ce nu merge în firmă, ce nu merge la business days. Și aveți dreptate. Să vă faceți doctorat în ce nu funcționează. Întrebare, știți să-mi spuneți cum ar putea lucrurile să fie? Prima trăsătură, planificarea. Al doilea lucru, și observați, vă rog frumos că le fac în paralel, ce este pentru manager, ce este pentru lider. Deci pentru manager este planificarea, pentru lider este proactivitatea, este trăsătura de căpătâi. Don't just sit there, do something. Intră în problemă. Nu vorbi de ea, nu analiza, nu parlamenta. Al doilea pas din domeniul managementului este organizarea. Organizarea are de face cu eficientizarea. Să faci cât mai mult cu cât mai puțin. În contextul leadership-ului înseamnă asumarea responsabilității. Asumarea responsabilității. Nu știu de ce există un instinct natural, omenesc, dar în special românesc, în care dacă găsesc țapul ispășitor, dacă găsesc vinovatul pentru care nu a funcționat ceva, toate lucrurile sunt rezolvate. N-ați fost niciodată la o ședință de genul ăsta? Păi cine a fost vinovat? Păi constructorul. Gata, domnule, hai să mergem să ne relaxăm, că dacă am găsit țapul, dacă am găsit vinovatul, totul e rezolvat. Nimic nu e rezolvat. De aceea este foarte important un lider să aibă această trăsătură de asumare a responsabilității. Mare atenție și vă rog frumos să vă notați chestia asta. Și atunci când nu e responsabilitatea lui. Și atunci când este înconjurat de idioți. Scuzați-mi expresia. Și atunci când este înconjurat de incompetenți. Și atunci când este vina altuia, asumarea responsabilității. Numărul 3. Munca de coordonare. Muncă de coordonare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă faptul că ai o echipă care trebuie coordonată. O echipă de oameni care nu într-un mod natural vor lucra împreună. Pentru un lider e foarte important și mi-am notat această frază, fraza de diplomație. Nu poți fi lider dacă nu ești un bun diplomat. Diplomația înseamnă să ai abilitatea să comunici în așa fel încât lumea să te înțeleagă. De cele mai multe ori, liderii vorbesc într-un limbaj pe care numai ei înțeleg. Eram odată într-o discuție cu un patron de firmă, nu vă spun sectorul în care era, și îl întrebam despre cum își motivează angajații. Se uită la mine așa foarte iritat, foarte supărat. Cum se angajează? Bagă în ei frică până crapă curaj. Vorbea în limba lui. Și vreau să vă spun, omul acela, pe bune, așa se automotiva. Băga în el însuși frică până crapă curaj. Ceea ce el nu și-a dat seama, și din păcate nici acum nu-și dă seama, este că oamenii vorbesc alt tip de limbaj. Și cu unii trebuie să vorbești liniștit, cu unii trebuie să vorbești despre garanții, cu alții trebuie să vorbești despre oportunități. Ai nevoie de această abilitate diplomatică, de comunicare, să știi să spui lucrurile în așa fel încât oamenii să te înțeleagă. Dacă vreți să vă puneți acolo ca și o chestie de subpunct la ceea ce înseamnă munca de coordonare, înseamnă această muncă de altruism, să mă pun în papucii lui. Indienii americani au o vorbă, niciodată să nu critici pe nimeni până n-ai umblat 2 mile în mocasinii lui. Să nu critici pe nimeni până nu ai umblat 2 mile în mocasinii lui. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, care din păcate este foarte neromânesc, este o abilitate managerială și de lider, este verificarea. Verificarea. Pentru că ne întâlnim, povestim, dar uităm să verificăm. Și există foarte multe proiecte, foarte multe inițiative, foarte multe lucruri extraordinare care se termină în fatalism. Nu știu dacă știți ce înseamnă fatalismul. Fatalismul este punctul în care nu mai vorbești cu vorbe, ci ajungi să comunici cu sunete. Ați întâlnit vreodată o ședință de genul ăsta? Mă, de ce ne vei la business day? Mă, dar ți-a plăcut chestia asta? Mă, dar
că facem o afacere împreună, nu ne implicăm în chestia asta. Da, în principiu, da, știi tu cum e. Nu știu cum e. Spune-mi. Verificarea. Și aici, ceea ce vreau să vă las ca și trăsătura de căpătâia unui lider, este optimismul. Un lider de 7 ori cade, dar nu asta îl caracterizează, se ridică. Un lider de 7 ori cade, dar se ridică, are acest optimism. Și dacă v-aș fi pus o poză, v-aș fi pus poza acelui cocostârg, probabil că ați văzut-o și voi, care e complet înghițit de broască, acea broască care e complet înghițită de cocostârg, știți imaginea, nu? Și se ține cu mâinile din față. Never give up. Optimismul cel mai mult este necesar în relația cu oamenii. Vei avea oameni în echipă, vei asambla echipe, vei încerca să-i motivezi și vreau să-ți garantez că te vor dezamăgi. Le vei spune să faci asta, să le spui. Întrebarea nu este dacă te vor dezamăgi sau nu. Întrebarea este dacă vei avea abilitatea să te ridici. Dacă vei avea abilitatea ca din nou să te uiți la ei și să spui, da, voi sunteți echipa mea, nu o să caut pe alții, nu o să visez la nu știu ce echipă de nu știu unde, ci voi lucra cu voi. Voi continua să investesc în voi. Vă voi verifica, voi rămâne optimism. Și așa se va crea încredere. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune!